Părinte, ce așa ai de vreo? Orice. Nu vezi ce noi stăm la televiziune? Diversul predice. Povești. Primele povești. Haideți, vă aducem acum. Aici este o sală mare unde am început să facem munți. Dacă au început să ne soare pe noi, e greu să te duce la urmă, de tot. Atunci asta e foarte important. Maternitatea aveți un proiect? Nu. Dacă îți munți pe sală de munți, urmează? Da. Dar nu trebuie maternitatea, acum s-au luat și nasc acasă. Da, asta e adevărat. Sau cu soțul. Câțiva s-au aventurat. Și? Nu e treabă bună, după părerea mea. Se poate naște acasă, dar cu ambulanța la poartă. Și pornic. Deci s-au luat după străinătate, dar în străinătate așa e. Ambulanța e la poartă, naște femeia în casă. De o intervenție, că medică în ambulanță. Da, o să fie ușor, că dacă naștere puține la număr. Foarte puțin. Foarte puțin. 1,3. Minim 1 și pentru menținerea nației 2,8. Nu uite, avea. Uite, oamenii și soțul, da. Luați din astea de post. Ia, puneți pe scăunul și pe Nicolae. Să ne invitați la noastră, părinte, când e mult, să ne invitați și pe noi. Da? Venim cu dragă inimă. Păi noi ce venim? Să dăm darul sau să cântăm? Cântăm, dăm darul. Și. Da, nu. 50-50. Părinte Nicolae, pentru că mulți sunt pentru prima dată. În 10 rânduri, în scurt, spuneți-le ce e aici. Aici e ce nu trebuie să fie. Ce n-ar fi trebuit să fie. Dar dacă domnul Ceaușescu a murit, domnul Iliescu a dat prima lege pentru avort, libertatea avortului. Ceilalți președinți au menținut. Actualul nu se dezice de această lege, măcar să se dezică. Asta e. Păi, dar ce știi? Deci, da, noi cu scrisoare, la fiecare. Niciunul n-a răspuns, niciunul n-a ieșit pe post să zic că eu, în calitatea mea de președinte, mă dezic. Nu pot să interzic, nu pot să interzic, dar mă dezic de această lege. Cum să meargă România bine, dacă la bază este această lege, legea numărul 1. Prima lege care s-a dat, libertatea crimei. Și noi vrem să meargă bine, să meargă bine. Și bazăm în alegeri. Și ne acuzăm că n-am ales bine. Ne acuzăm unii pe alții. Da, e și asta. Probabil că pe oricine ar fi ales, părinte, tot asta era prima lege. Pentru că a fost o refulare atunci, că mii de femei și-au pierdut viața din cauza interdicției avortului. Femei? Care mii de milioane. Care milioane? În alea 50 de ani. De în aia 50 de ani, 50 nu de ani. Sunt mii de femei. Deci eu nu... Păi nu, aveți dreptate ce mii spune, de femei, dar vreau milioane vreau să... de femei, păi vreau să aveți acoperire. Eu vreau să vă spun de ce s-a dat prima lege asta, că oamenii așa toți au fost în toată. Pe care eram neîmbunătățit, nu știam, că au murit nu cunoșteam. Au murit. Pe părintele să da. Părintele știe ce zice, face conexiuni, trimite. Asta e. Bine, atunci eram nepregătiți, acum sunt nepregătiți. Suntem tot la fel de nepregătiți. Vom mai vedea. Adică aici nu ar trebui să existe asta.
De ce e nevoie să existe undeva ceva pentru copii? De ce? Asta e anormalitate. Nu-i normalitate. Copiii trebuie la familie. Da. Familiile sunt sărăcite de copii și și ăștia care mai sunt, nimic nu poate înlocui calitatea de părinte. O poate suplini. Salvează o situație materială, o situație cel mai de ordin social, dar nu poate îndeplini datoria spirituală pe care îndrește un părinte față de copilul lui. Preotul îl educă, îl ajută, exact ce faceți Sfinția voastră. Veniți aici la adunat pietre. Avem, da. Avem, chiar avem 20 de copii care au zis la vară că vor să vină. Cu copiii ne jucăm, dumneavoastră, copii. Cu muși. Nu, tineri, studenți. Copiii da? Înseamnă peste 20. Da. Avem o asociație. Cum e ce asociație? Ne-am unit. Ne-am unit și mai sunt organizație a fraților Țincu. Da. Care, la fel, asta a fost gândul, v-a transmis multă sănătate și au zis la vară că vor să vină aici, la muncă. O, părinte. Deci mai avem o asociație, ATR se numește. Care la fel. Tradiția românească. Da, bineînțeles. Jos pălăria. Jos pălăria. Asociația de notat. Părintele Vladimir Alexa, care a venit cu Colindu. Vladimir Alexa, da. A fost cu Colindu. Țineți minte, în Port Popular. Care a fost în ajun de vreme la noi. În Port Popular, copiii ăia. Într asta. Da, suntem. Care ne-au lăsat agenda românului, apropo, mai sunt nevândute, hai să le vindem, să le cumpărăm. Părintele Vladimir Alexa. Da. La Sfinții Constantin și la cine vrea să vine la cântat, să vină, că e binevenit. Serios? Da, și e foarte, foarte. Am cântat toată viața până mai ieri. Da? Când eram la student la teologie, în strană. Ai dat că ajunge, că nu mă rog. La zis pentru Hidă, poți de-aia mea. Vă tăcea din gură? Cum? Zic, mai aduc că nu să mănânc, că ai spune-te că e de pot. Ai cafeaua ta? Asta. Să mănânc. Mai aduc cafea, mă. Uitați aici, zahăr. Zahăr avem, cafea. Ce să facem noi, părinte, de acasă, de acolo? Aici asta e că-i servesc. Că cum să luptăm împotriva, puneți să nu-i zic sistem, avortului? Să ne ducem în spital, să ne ducem să discutăm. Ce să facem? Lucrurile sunt pierdute, după părerea. E, așa, nu prea mai zic așa, că a venit aici cineva cu un grup și am zis așa și erau doi francezi convertiți și zice, atunci noi de ce am trecut la grup? Dacă nu mai e nimic de făcut. Nu mai e nimic de făcut. Cine poate să modifice această mentalitate formată de mass media? Cine? Da. Dar nu vorba numai de avut, da. Contracepție. E vorba de instituția familiei care nu mai este sfântă. Preferă să da, este trist. Și o asociație, planning-ul familiar. Deci asta fac zi de zi. Recomandă aceste pastile fetelor. La fel, pentru a evita, nu știm ce e. Planning-ul nu înseamnă pastile. Da, dar... Planning-ul înseamnă folosirea femeii în chip de bordel. Da. Adică când e fertilă, când nu e fertilă. E ca la buton. Da. Acolo e problemă. Și din păcate, medicii recomandă. Nu toți, dar unii recomandă. Chiar am o verișoară. I-a recomandat aceste pastile să scape de o acne. Da. Folosesc chestiile astea pentru altă, nu pentru aia, pentru că... Da, e paralele, că se ajunge tot la scopul ăla. Da. Hai! Să-și dea interesul să ia copilul extrauterin, să-l pună intrauterin, după cum vedeți, nu. Asta ar trebui să facă știință. Copilul zămislit în afară, în afara uterului, să-l ia de acolo cu succes, să-l pune în uter. Asta da. Asta așteptăm de la știință. Ce să facem de acasă? Să nu mai bem Coca-Cola. Aha. Corect. De moment ce folosește îndulcitori,
rezultați din ce nu s-a injectat în uter, adică cei 7 din cei 10 embrion fecundat, embrion, da? Oameni, să nu mai cumpărăm cola. Putem să lucrăm cu România? Așa. Din păcate, părinte, suntem programați neurolingvistic zi de zi. Prin cutia LED care a apărut odată. Și oamenii... Despre care părintele Sfânt Cosma Etulianu a zis la 1753. Hai că avea. La 1753 el a zis că în vremurile viitoare oamenii vor da jos icoanele sau dacă nu le vor da, vor înlocui închinarea către ele printr-o cutie vorbitoare. 1753. Cu coada pe acoperiș. Da, e trist. Nu știu, nu aș fi chiar așa împotriva televizorului dacă nu aș vedea răul evident, nu puțin rău. Doar și sub Ceaușescu televizorul făcea rău. Dar nu făcea răul zilelor noastre. Da, sunt... Auzi atâtea băbuțe? Ce faci? Bine, părinte. Mă uitam și eu la televizor. Dar la ce te uiți? La filme? La... Nu, părinte, eu dacă la știu. Deci are aproape 4 ore pe zi, din ce am întrebat eu, de privit la știu. Și nu folosește nimic, că nu face metanii, nu mai face aia. Dar la știri aia e la părere. Ridică foarte mult nivelul de dopamină. Asta este relaxarea românului, din păcate. Aici, aici este... Luați-vă scaune! De unde găsiți de acolo, de la mesă și aduceți că facem cerc. Haideți-mi doar, părere. Poftiți aici. Poftiți aici. Cafea, dacă doriți. Cozonac, cornulețe. Unul dintre remediile la floarea asta care a luat-o televizorul este să-l folosim și noi, adică dumneavoastră, să-l folosim și la propaganda ortodoxiei. Știm de bine. Da, știm bine. Ce să facem altfel, că soluție n-avem. Nu trebuie să nici plăpli din partea televizorul acum ne... Nu e așa. Să ne luptăm cu ei, că de-aia suntem aici. Da. Cum? Prin mijloacele lor, că na, dacă ăsta e televizorul, trebuie să facă propaganda mai multă, pentru că noi 50 de ani am tot învățat socialiști științific la școală, eu acum deschid ochii și învăț și eu despre ortodoxie. Pentru că 50 de ani am fost instrumentat cu chestiile astea, cu socialiști științific, economie politică. Dar de ce aruncați toate pe astea? Că ce, păi are, păi ce trei făcut acum e treabă de bun simț. Păi știu, dar acum urmează să ne luptăm cu ele. Și comuniștii s-au luptat cu ce au implementat ortodoxia cu mulți ani în urmă, cu 20-30 de ani. A trebuit să ne bage în închisori, să ne distrugă elitele, să ne distrugă preoții. Acum revenim, dar lupta nu va fi scurtă. Nimeni n-a zis că va fi scurtă. Dar nici fatalist, așa că gata, i-au câștigat. N-au câștigat nimic, nu ne lăsăm. Asta e. Deci va dura 20, 30, 50, 100 de ani, Dumnezeu e sus și ne dirigează. Probabil că el organizează. Vedeți, are nădejde. Bineînțeles. Cum să ne lăsăm așa la ei? Speranța mai mult. Cea mai mare supărare a mea și m-am speriat atunci când au venit fetele mele să mă întrebe despre lucruri din Biblie. Făceau la școală, făceau religie. Și eu n-am știut să le explic. N-am știut. Și atunci m-am supărat și am pus mâna pe Biblie și am început să o citesc calm. Asta a fost situația. Domnul Mihai, unde e? Aveam un punct de vedere. Da, asupra la televiziune, cred. Toată ziua pe la televiziune. Eu cheamă, am făcut pe Facebook o altă, Stop Watching TV. Și am postat acolo tot felul de documentare exact despre televizor, ce face la nivel de subconștient. Dar oamenii intră să uită.
Spun da, așa e. Spun da, așa este. Ba, întreabă, domnule, ce să facem să nu ne mai uităm? Să nu vă mai uitați, e simplu. Da, toate da, posturile televiziunile sunt controlate. De ce rugăciune să fac ca să mă las de fumat? Aceeași rugăciune care ai făcut când te-ai apucat de fumat. Deci la începutul mesii spui rugăciunea, la sfârșitul mesii spui rugăciunea. Cum te-ai rugat la început când te-ai apucat, așa te rogi și când te lași. Păi te-ai rugat? Nu. Păi și atunci la fel, da, nu există rugăciune să te lași de fumat. Da, părinte, așa e, dar vedeți o regulă a echilibrului. M-am dus la m-am dus la doctor, am fumat 22 de ani. Și după un an, doi, tot mă curățam, tot inspectora. Și a zis, m-am dus la doctor și a zis, ce fac, că uitați tot, m-am lăsat un an jumate, doi. Păi zice, cât ai fumat? 22 de ani. Și vrei să te curăți într-un an jumate, doi. Era vorba de curățarea fizică. Da. Zice, așteaptă să se echilibreze organismul, tot atâta timp. La fel, de-aia am nădejde. Pentru că așa cum ne-au chinuit ei 40-50 de ani, acum trebuie să ne revenim. Ușor. Ușor. Eu sper că din ce în ce va fi procentul mai mare. Din ce în ce mai mare, acel un gândat spre o credință. Zice că cea mai puternică legea compensației, nu se poate. Investiție este în oamenii bătrâni. Că ăștia dacă reușești cu spovedania așa, îi bagi în rai. Părinte, la asta vă referi. După 45 de ani, apreciez eu așa, nu știu, 45-50 de ani chiar, de nespovedanie, m-am dus și m-am curățat la un părinte, cu adevărat. Am stat o oră jumate în genunchi, dar n-am mai putut și am zis, la un moment dat îmi spunea dânsul, ajunge fiule și eu făceam, nu părinte, mai am. Aveam 6 pagini de, pentru că nu eram curățat, nu eram, nu mă simțeam nici, nici acum nu mă simt bine, dar nu mă las. Asta e. Așa am fost educat. Dar mergem înainte. Suntem luptători. Aici este secretul. Funcție de cum reușește fiecare om să conștientizeze valoarea de sine. Schimbarea nu se produce decât în momentul în care ceea ce vezi în afara ființei tale, ceea ce este în fața ochilor tăi și este contradictoriu, te șochează, nu-ți place, să-ți dea de gândit că acel ceva pleacă de la tine. Răul care este în afară, precis are o sămânță și în tine. În momentul în care tu, omul, vei înțelege că răul de la tine începe, atunci de-abia se va transforma lumea și va fi mai bună. Dacă vrei să fie mai bună, trebuie să începi cu tine. Pentru că fiecare om poartă în sine particula de Dumnezeu. Bucățica divină, scânteia divină care este aici la baza inimii, ceea ce ne viază. Și dacă de acolo plecăm cu gândirea noastră și nu de la cea cu care am trădat, în faza incipientă, în faza adamică, atunci se cheamă că ești cu ceea ce este acolo, în zestrea de la Tatăl Ceresc, cu iubirea, acționezi pe legea iubirii. Cel care acționează pe legea iubirii, va căuta întotdeauna să facă lucrurile bine și plăcute. Va păstra în ceea ce face și frica, și rușinea, și credința, și mai atât doar iubirea, știind că cel din fața lui este frate cu el în Dumnezeu, vine din aceeași obârșie. Dincolo de atributul social pe care l-are el, de pregătirea lui, profesia lui, etc., de relația lui, pornind de la filiație până la relația socială. Dar pentru că noi oamenii ne complacem în anumite conjuncturi și în anumite jocuri pe care le fac anumite grupări de oameni, ajungem să intrăm în suferință și ne complacem și băltim în starea aceea de spirit. Asta ni se întâmplă nou la nivel de nație acum. Și aici se vede și diferența între nația noastră bunăoară și alte nații. Constatați fiecare dintre credincioșiile voastre care sunteți aici că sunt alte popoare la care nu se întâmplă acest fenomen. Și noi auzim și ne displace când se vorbește despre noi peste graniță, la nivelul altor state, românii confundați cu romi. Că sunt deplorabili, sunt de calitate proastă. Îi regăsești pe bulevardele Franței sau ale Angliei sau ale Italiei sau în altă parte în calitate de cerșetori, criminali, furăcioși și eu știu mai alte lucruri reprobabile, antisociale. De ce? Pentru că el a plecat cu morbul acesta de aici, din societatea românească. S-a dus acolo unde credea că o să câștige mai bine. Dar nivelul lui de moralitate, de conștiință, este alterat. Deci cu o conștiință alterată într-o lume mai bună. Aceea te percepi imediat. Și sigur că își formează o impresie proastă despre tine la nivel de nație, nu ca individ. Noi, ca indivizi aici, în țară, dacă vrem să extirpăm acest rău, această plagă socială care trenează asupra noastră, ar trebui ca fiecare să ia atitudine cu sine. Exact cum a spus domnul de acolo, că nu am reținut numele. Cristian. Domnul Cristian. Domnule, simplu.
Nu te uiți la televizor. De ce să te uiți să vezi toate prostiile, toate vicisturile, toate nenorocirile? De ce mă interesează pe mine despre ce crimă a fost ultima, ce accident de mașină, că s-a, nu știu cine s-a întâlnit, amanta nu știu cine, cu senatorul nu știu care. La altă dată, în vremea veche, care era tot o vreme de restricție și atunci, în vechea țară, aveam emisiuni la televizor despre cultura acestei țări, despre istoria acestei țări, despre lucruri științifice. Existau și lucruri distractive, dar de bun simț, de bun gust. Avem niște tradiții folclorice extraordinare. Avem tradiții populare care sunt dincolo de folclor, că, din păcate, folclorul alterează tradiția acestui neam. Vedeți foarte bine că acum se joacă și călușarii în bikini. Sunt doar călușari jucate de femei. Să te îngrozești. Vezi? Să nu vine să crezi. Adică ne complacem în chestia asta, alterăm sistemele, alterăm cultura noastră. Tot bagajul nostru informațional moștenit prin tradiție, de la străbuni. Sigur că aceasta creează un aspect neplăcut asupra noastră și suntem percepuți ca atare și în afară, iar aici nu schimbăm nimic. Iar cei din afară își formează pe noi impresia că suntem cumva un fel de troglodiți. Și ajungem să facem jocul multor grupări care vin din afară, implementează aici o informație sau anumite interese de ordin comercial, de ordin social, de ordin economic și noi facem jocul. Și după aceea ne mirăm că se stă la coadă la DNA, care că nu mai apucă să-i pună și lui cătușele, că s-a ajuns că nu mai au loc. Avem deficit de pușcării, de 4.000 de locuri lipsă în România pentru eventuale deținuți. În timp ce alte state civilizate, cum este Suedia, Norvegia, au propusat ideea la UE să desfințeze pușcările, că nu-și mai au rostul. Deci pe noi o să ne preocupe acest lucru, să ridicăm standardul de viață prin propriul nostru sine, adică întâi să ne culturalizăm, să ne formăm ca oameni integri și întregi și după aceea să ne gândim cum reacționăm în societate. Atât timp cât fiecare nu ia atitudine cu sine, degeaba ne plânge. Niciodată răul din afară nu este străin de ceea ce este în tine. Și atât timp cât fiecare om în parte nu va înțelege acest aspect, lucrurile nu se vor schimba, iubiților, și trăim în nădejde, așa cum colegul meu, Mircea Cristian, a spus, și nădejdea acesta o avem. Pentru că există un Dumnezeu care este peste toate, pentru că nimic nu este străin de Dumnezeu și nimeni nu poate să judece lucrurile astea peste Dumnezeu sau cum este Dumnezeu, decât dacă ar fi în afară, ceea ce este nici măcar ipotetic. Nu avem concept, nu putem să gândim așa ceva. Este o nebunie. Este aberant, total aberant. Dar ce putem să facem este să ne amintim tot timpul acest lucru. Că oriunde ești și când ești în locul cel mai intim și când ești într-o acțiune socială și când ești cu tine însuți, ești privit, auzit, monitorizat, mirosit și așa mai departe. În fața lui Dumnezeu nimic se poate ascunde. Și mirosul tău de la sutrazi, între picioare sau de unde ești tu, Dumnezeu știe, aude, îl percepe. Dacă tu ca om conștientizezi aceste lucruri și schimbi starea ta de spirit, ai tot timpul cu tine și rușinea, și teama, și mai presus de toate credința. Și asta te face să fii bun. Și când cel din fața ta te scuipă, te pălmuiește, te denigrează, tu vrei să-l schimbi. Vrei să-l arestezi dacă e nevoie. Dar îi pui cătușele cu dragoste la mână. Nu cu pistolul în inimă, nu cu palma și cu mâna să-l nenorocești, să-l distrugi, să-l schingiuiești. Avem noi un asemenea o... Ca o să îndrepti omul. Să îndrepti omul și nu... Să îndrept să rămână acolo doar omul, să scoți afară dracul. Avem o fel de afară, mi-au spus superiorii lui. Deci eu țin o predică întreagă până întinde la mâini. Zice, părinte, colegii, zice, noi bruscăm și punem. Și el stă o oră până îl convinge că de fapt, că al se spovedește. Adică asta este... ștampila asta creștină care o are el da, deci, creier. La baza tuturor, la urmă, ce este? Lipsa de credință. Deci oamenii nu sunt autentici. Asta este. Ne dăm rotund că suntem creștini, că suntem buni, dar atât timp cât faci lucrurile acestea pentru impresie, că bună oare chiar și la Sfinția voastră aici. Sunt convins că printre noi care venim aici, și aici uitați-vă la fețele tuturor de aici, după cum sunt îmbrăcați, după cum arată, că vă dați seama că sunt niște oameni obișnuiți. Cei mari care ar putea să potențeze și să vină aici să zică, părinte, ce nevoie aici? Păi, domnule, în 2 săptămâni de zile chestia asta va fi finalizată.
Aici nu știu ce, cotor la sfam, nu fac nu știu ce. Muțean. Deci cei care au aceste potențe ar fi mult, cu miliarde de... Și eu n-am fost aici și avem o fată... Din tot cu oamenii care... Și are mertfie ăsta pe veci. Așa. Asta, când am venit aici, doamna asta era înfășurată așa, că am văzut că e suspect. Și părinte, uite ce a zis fantasma, ce? Că dacă nu mi-acopăr pieptul, bine, asta era cu țâțele așa, zice, o să mă luați de păr și mă târâs pe aici, pe gârlă, că ați mai făcut odată așa. Deci ea ce i-a spus? Zice, doamnă, am văzut cu ochii noștri, veniți să vă dăm, i-a dat un fular, nu da. Zice că dacă vine părinte, ce vă târăște pe aici, pe gârlă de păr? Și crezut. Și a venit în coa. Bine, ei au vrut să ajute așa, tot așa, cum ziceți dumneavoastră, de vedere. Ei au... De impresie. Da. Dar nu putem colabora cu tipul ăsta de expunere. Da, ce-s oameni care se expun așa negativ, chiar probabil au suflet bun, asta e altă... Dar beneficiază pozitiv. Știți ce e frumos aici? Acum, părinte Nicolae, aproape. Suntem două parohii cu același hram. Sfântul Antonie cel Mare, Pitani, București, Sfântul Antonie cel Mare, Ploiești. Păi să vă văd. Fost protocol viitor. Viitor la trecut. Viitor la trecut. Iubește patriarhul în frățirile, am văzut. Da, da. Și în cuscririle. Și cu metriile. Da. Deci, în concluzie, părinte Nicolae, de ce ați spus că aici este ceva ce n-ar trebui să fie? Pentru că e simplu 648 de guri să fi fost în familiile lor. Acasă la ei. Sau la parohiile lor. Câți ziceți acum că ar fi cam 20.000 de copii abandonați în stradă și care circulă? 20.000. Ce înseamnă 20.000? Înseamnă un copil jumate de preot. De fiecare preot. Deci nici nu se ajung doi copii pentru fiecare preot. Fiecare preot, mă rog, respectiv cu parohia lui. Cum v-a venit ideea să... Nu mi-a venit. Faceți. Știu, eu știu, dar vreau să spuneți un pic cu oamenilor. Nu mi-a venit ideea, n-am mai avut de reportaj. Că dacă nu stai locului cu gura, atunci oamenii, unii oameni te ascultă. Și pe urmă zice, uite, am făcut ce ai zis tu, ce fac acum? Ioan Alexandru, ce rol? Ce fac mai departe? Ce rol a avut Ioan Alexandru? Mi-a lăsat copilul. Ce fac acum? Ioan Alexandru, ce rol a avut? El n-a avut un rol, el a avut o inițiativă. El a venit de la Oslo, de la un congres și a zis, părinte, se omoară copii. Cum se omoară? Se omoară pe cap. Se ard copii avortați. Și anul ăla, adică 90, au ajuns la 1.200.000. 1.200.000 de copii avortați, inclusiv prin cezarian, inclusiv la 8 luni, copii avortați la 8 luni, crematoriul uman ardea copii, nu mai rezulta, nu mai reușeau crematorile, spitalele. Au apelat la crematoriu uman. Asta când prieteni? 1990. Atunci Ioan Alexandru a avut această idee de luptă contra vor. Numai că el a rămas numai la acest nivel de luptă. Iar era și un pic haios așa. La Sfântul Gheorghe ridica mâine la mormântul lui Brâncovean. Zicea Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac, lui Iacob și mergea așa cu rugăciune. După aceea, în final, zicea, dă-ne și nouă măcar un prunc. Și așa, i-am zis odată, frate Ioane, care plăcea să-i spui. Și
ce facem dacă ne dă Dumnezeu un prunc? Păi ce, îl aducem aici pe mormântul lui Brâncoveanu, aia, cât îl ține pe mormânt? Nu era declarat sfânt atunci, Brâncoveanu. Și au venit 13 pentru o singură zi, dintre care 3 i-am pus lui în brațe și i-am dus la Vâlcea, la bunici. O bunică a primit, 2 bunici n-au primit. Știau bunicile de nepoatele lor, dar n-au primit. Am venit cu ei înapoi, cu ăștia 2. Unul din ei l-am căsătorit pe 8 februarie. A fost foarte frumos. Da. Cam câți copii credeți că au rulat aici în perioada asta? Vreo 3500. Dar faptul că n-au rămas e foarte bine. Și acum câți mai aveți? Cum îi aveți? Acum avem aici 183. Mai avem peste deal. În Valea Proprie. Două locuri. Ei sunt la școală, grădință, da. Cum toți? Tot. Deja sunt și la facultate, studenți. Și asta, da. Suntem acum 438. Da, minus 26 de mame, minus 23 de bătrâni. Copii sunt 387. Da. Și aveți personal cu care să-i întrețineți? Am 26 de angajați și cică trebuie să am 132. Și cine îi plătește pe 132? Mi-ați întrebat? Cred că astea sunt standarde. Păi da. Păi standardul la pretenție, dar asigură salariul? 132 de posturi, 132 de salarii, de bugete? Angajați dacă asigură cineva. Dacă ar asigura statul, pe urmă statul ne are la mână. Asta e problema statului. El nu dă niciodată ceva ca să... De exemplu, îți dă un salariu, îți ia copiii și ți-a adoptă. Unde? Oriunde. La baptist, la adventist, la catolic, la american, la italian. Asta au făcut-o până acum 12 ani. De bani, mulți bani. Banii la nivel de bancă, de state, schimburi financiare. Financiar uman. 62.000 de dolari un copil. S-a făcut tranzacții cu copii. Păi da. Dar oficial. Trafic. Oficial, nu trafic. Tranzacții. Trafic cred că este deja ilegal. Dar tranzacție nu e. Și aia au dat bani ca să ridice Plătăreștiu și alte. Copiii ăștia sunt handicap sever. Și nu au ajuns aproape nimic. Aproape nimic. Au luat la televiziune odată imagini din 90 și imagini actuale. Și diferența nu era mare. Aproape nu era diferență. Da. Noi, concret, de la București, de la Ploiești, întreb în numele celor de la București, nu știu cei de la Ploiești să nu se supere. Ei sunt mai aproape. Cu ce vă putem sau cu ce putem ajuta aici concret acești copii? Luați. Luați de aici. Dar nu-ți dă statul. Nu poți să iei. Numai cum a spus părintele, prin adopție computerizată, prin evidență, e o birocrație întreagă. Nu poți să iei așa, că nu vii să le iei de mână. Acum au inventat ceva. Calculatorul stabilește compatibilitatea. Exact. Da. El, conform unor criterii, da, da? Deci nu mai apreciază cineva uman. Totul un psiholog, o comisie. Un om, da. Se ia matematică. Să zică, măi, cine ești tu? Să procesează datele candidaților care vor să adopte cu a copiilor adoptabili și să ajunge la un mediu. Matematici este compatibilități matematice. Așa. Fiecare om, Dumnezeu i-a dat un destin. Și destinele acelea care sunt asemănătoare, eu spre marea bucurie la părintele Daniel din Consiliu, suntem toți așa, că
două mâini care sunt pe pretun. Nu sunt disonanțe între noi, dar de multe ori, între aceste destine apar câte unele care sunt contradictorii. Și atunci apar acele nemulțumiri, ca înfiat, și până la urmă părinții adoptivi sunt cu totul de altă construcție, altă conjunctură și nu intră în armonie cu acel copil. Și caută pe cât e posibil la rândul lui să facă o tranzacție să scape de acel copil. Deci el nu vine cu dragostea dumnezeiască, am nevoie de un copil ca să-mi întregesc familia, să fim un tot unitar. Și atunci și ajunge la acele răutăți care spuneați dumneavoastră. Dar dacă s-a ajuns la tehnică, în Occident se practică, dar aici noi suntem altfel de creștini față de creștini. Toți au un Dumnezeu, dar fiecare îl văd în forma lui. Dar noi punem suflet când luăm un suflet lângă noi să-l creștem. Nu luăm niciodată cu gând de înlăbuțire sau să ajungă nu știu ce mare personalitate, ca prin intermediul lui să ieși în față undeva, că eu sunt părintele. Da. Și astea sunt și trendurile care spuneați dumneavoastră, cei care vin să ajute și au făcut, ca să zic așa, o modă. Merg la biserică că e o modă să fiu văzut la biserică. Da? Și dacă se poate să mai anunț și care biserică. Doresc copiii acasă de Paști sau de Crăciun. Foarte mult. Părinte, vă rugăm. Și ce v-aș cu copilul acasă? O, avem mâncare. E în față și... Păi mâncarea ușa aici. Să mai uită. Zic, ce v-aș, îl pui așa pe masă? Da, e de ornament. Face poze. Să mire așa. Nu e corect așa. Păi de ce? Păi nu e corect. În primul rând, nu iei pe toți. Ăsta se întoarce și povestește fel de fel. Și sunt frustrați, discriminați. Al doilea, eu nu știu ce faci cu el acasă. Ai și tu prieteni, etc. Nu știu. Și al treilea, el își dereglează imaginea. De ce acum? În întoarce. Și atunci el trebuie să crească așa. De multe ori nu e pregătit să primească informație. Da. Aici primește un anumit material, acolo vin cu alte lucruri. Îl folosește ca pe bradul de Crăciun. Da, 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 de toate. Ioan Alexandru avea o poezie frumoasă despre asta. Brazii de Crăciun care l-au tăiat și puși și apoi îl aduce la tot ce îl învață. De frumos, e corect de din noi. Da, da, da. Îl privește viața altă. Da, îl șochează și îl traumatizează pentru tot ce urmează. Și noi am venit aici, am zis, puteam un ceva, nu bine că n-am, nu stăm acolo. De ce rămâne aici? Rămâne grija, rămâne... Da, noi ne-am silit să fie case mici. Să fie casă. Da. Nu să fie așa mastodont. Ca să lăsăm impresia de familie. Cât reușim, asta e altă treabă. Se reușește, pentru că în fiecare va fi o anumită personalitate. El își va dezvolta spațiul de locuit și tot ce e, conform unei mentalități. Și dacă le ai, așa cum spuneți dumneavoastră, pe toți pe tunel, înseamnă să robotizăm undeva, să dirijăm după mintea unui pe celălalt. Și aici e cea mai mare greșeală când încercăm să facem tipologii sau să punem etichete. Da. Părinte Nicolae, în momentul de față, noi, creștinii zilei de 7 martie 2015, cum trebuie sau care trebuie să fie atitudinea, comportamentul nostru, cât de cât, față de toate provocările la care suntem supuși în momentul de față? Da. Întrebarea e grea, dar răspunsul eu cred. Dacă omul ar avea idee sau cunoștință, măcar idee, de evoluție, atunci ar stopa tot răul. Pentru că noi, de fapt, murim încet, nu murim deodată. Încet și sigur. Așa se întâmplă și cu mâncarea. Anumite persoane documentare spun, domnule, vezi că mâncarea aceasta este toxică. Nu e bine să mănânci așa și așa. Și noi recunoaștem că-s dovești științifice. Dar după aceea mâncăm.
Și dacă urmare mâncării am murit, atunci ne-am speriat ceilalți. Dar nu murim deodată, murim pe rând. Pentru că fiecare corp reacționează ca atare. Nu mai rezistent, altul mai puțin rezistent. Iar din coace e la fel, că de fapt partea asta de mâncare așa zisă spirituală, deci nu este contaminată, bineînțeles, că ea nu mai e spirituală. Adică, dacă nu este Hristos, dacă nu e biserică, dacă nu este o ambianță, trebuie să fie altceva, că altfel omul nebunește. Și atunci de-aia avem de face cu tineri care ajung în club, ajung la drog, ajung în stadiul ăsta de pretins ateu, că sunt foarte mulți acum care pretind că sunt ateu. Dar nu cunosc sensul cu nici pe departe. Și atunci asta ar trebui să facem acum, să conștientizăm despre ce e vorba, despre asta. Nu se mai poate face ceva în mare. Noi am vrut să facem în mare, noi, românii, după Revoluție. Proiecte macro. Nu se mai poate. Acum turma e mică, nu te teme, turma mică. Turma mare nu mai poate fi controlată. Adică fiecare preot, dacă aș reuși să-și controleze parohia, tot ar fi bine. Ceea ce e foarte greu să controlezi parohia. Pentru că nu trăiești în trib. Mai ales la dumneavoastră, la București, la blocuri. Ce să faci la blocuri? La blocuri numai ideea de bloc, e apartament într-un bloc, e ceva care strică. Aici la Posești s-a născut și ulterior a și fost îngropat când a murit un arhitect care a făcut mult timp foamea sub Ceaușescu pentru că refuza să clădească, să proiecteze orice clădire care avea etaj. El nu făcea decât fără etaj. Și sigur că Ceaușescu avea ideea spațiului. Și a făcut mult timp foamea săracul pentru că a refuzat. Este un arhitect care îl cunosc de asemenea, care a ajuns și la spital din nemâncare. Cu vreo 4 copii, că așa, tot așa, nu vrea să facă vile, clădiri care să denatureze ochiul și prin ochi în creier starea noastră. Pentru că ei, arhitecții, au un mare rol în societate. Ei pot modifica prin clădiri sufletele oamenilor. Așa. Sunt. Sunt foarte important. Se încântă pe bucuri. Vezi un chici? Suntem anunțați prin filme de către Hollywood să fie casele noastre. Cât mai simplu, alb și negru și atât. Fără emoție, fără suflet, fără dragoste, case cât mai simple. Asta e la modă și cât mai simple. Dacă se poate să fii doar tu cu soția, fără copii, e perfect. Da. Și să trăiești ca doi roboți. Da. Sunt filme, science fiction, în care oamenii nu mai au emoție. Până acolo o să ajungem. Fără durere, fără dragoste, fără mură. E mai greu de... Și eu, dar... Da, da. Da, ca să nu ne creăm greutăți oamenilor din jurul nostru. E trist că și în blocuri oamenii nu se cunosc vecin cu vecin, nu-și dau bună ziua. Sunt case. Eu locuiesc în comuna Pantelimon. La fel. Cunoști două, trei familii. Nu se cunoaște. Pentru că e simplu să conduci niște oameni dezbinați. E ca într-o ședință, când le vorbești oamenilor și vrei să introduci o nouă procedură, să-i zic așa, și nu le convine, ei pe fiecare în parte, de sus cu fiecare. Dacă sunt toți la un loc, sunt uniți, nu mai pot să face nimic. Dezbinarea asta ne-a distrus și, din păcate, nu ne trezim. Nu vrem să ne trezim. Să facem grupulețe. Dar nu în biserică. E impropriu că s-au făcut bisericuțe. Acolo unde bisericuțe există spiritul divin.
pe forța creatoare. Alea nu sunt bisericuse, alea sunt cu totul alte forme de manifestare. De aia se tinde acum să se facă construcții toate să fie rotunde, ca să nu putem vârfi pe la colț. Părintele Nicolae, cred că s-a referit la nuclei, nu așa? Părinte, la nuclei. Da, 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 adică două, trei, patru familii care au copii de o vârstă apropiată, gândirea, poate până la 8 familii, ca să putem să facem, să ne distrăm și noi. Adică distracția nu înseamnă iarbă verde și mici. Picnic și gata. Înseamnă ieșit. E foarte greu să... Nu, dacă dumneavoastră veți veni aici cu copiii, cu nevestele și mergem pe deal și așa, cu copiii noștri, este un aspect de unitate. Da. Dacă vom lăsa copiii acasă, la mama, la mătușa sau la un prieten, să ne ducem și noi, ieșim și noi din București, asta este o greșeală. Asta e greșeala, lăsarea copiilor acasă. Iar bunicii și mătușele ce să facă și ei, bătrâni, sunt plictisiți, fac desene animale. Ai să pierde unitatea de familie, prin procedura aceasta. Ai făcut copii ca să spun, eu mă duc la o petrecere la o nuntă, dar las copii. Eu am motivat că nu pot să merg la o petrecere la nuntă decât dacă vin cu copii. Și spre marea mea surprindere, pentru că era cineva apropiat, și a zis, decât să-mi vin cu copii la nuntă, mai bine nu vin. Și am zis, prefer să stau cu copiii mei acasă, dar nu voi face ceea ce îmi cer. Adică tu nu mă obligi pe mine. Asta e bucățică din mine. Da? E sufletul meu. Și eu pot să stau acolo, zic că mă distrez la tine la nuntă, dar stau cu sufletul acasă. Ce fac cu fiii, ce se întâmplă. Părinte Nicolae, nu credeți că una din marile erezii ale momentului este amestecarea binelui cu rău? Binele pare rău și răul bine. Da, da, da. Păi da, din moment ce doamna X se căsătorește a patra oară și e vedetă, astălaltă a treia oară, astălaltă descrie cum a făcut el sex oral, și e vedetă. Și eu merg la meciurile lui. Da, da, da. Și tot la Hollywood ajungem. Și la concerte, și la... Exact asta se promovează. Rău este pe aceeași linie cu binele. Eu, ca detectiv, vă zic că din ce în ce mai mult... Prezentat sub forma binelui. Da, da. Din ce în ce mai mult... Ce detectezi? De toate. Încerc să detectez binele. Binele de rău. Și totul e pe aceeași linie. Și vă dau un simplu exemplu. E un film, Ghost Rider, ceva de genul, e un motociclist, un demonizat, care face bine. Peste tot, în toate filmele, ni se bagă asta în cap, că răul face bine. A apărut acum un film, Arca lui Noe, în care îngerii căzuți l-au ajutat pe Noe să facă barca. Și tot așa, a apărut Dracula, filmul în care Dracula a făcut barcul cu diavolul și a reușit să îi gonească pe turci. Și tot așa. Deci ei, încet, încet, nu este joacă, ei ne implementează în cap această idee, dar nu la noi e buba la copii. Că ei înțeleg așa, băi, ca să fie bine, ce să mai fac și rău. Compromis, vreun alt, da. Nu-i adevărat. Aici ce se întâmplă. De altfel, nici nu au mulțimea compromisului. Care, dacă n-ar exista în natura asta, plus și minus, dacă nu ai, nu ai curent electric. Nu funcționezi. Așa, dar face informația, cum este prezentată, cât îi dai voie să aibă acces la acea informație nefastă. Aici ține, în primul rând, de sănătatea gândirii. Iar o minte nesănătoasă înseamnă că acolo nu există Dumnezeu nu-i prezent în gândire de genul ăsta. Da, și ajungem la ce mă doare pe mine, cu problema religiei în școli, cu ora de religie. Da? Apropo, asta cum vedeți, Părinte Nicolae? Scuți, ce mai drag? Apropo, s-a dat examen. Apropo, s-a dat examen. Și cum am? Cum am? Înțeleg că 90%. 90% a fost, da, procentul. Și eu găsesc dacă mă iertați. L-am luat examenul? Pentru mine nu e bine, trebuia 100%, dar ăsta a luat-o în barbă. Cine? Da. Părinte Nicolae, da, da. Părinte Nicolae, dar nu credeți totuși că ce-a gândit, ce-au gândit ei e cu bătaie, e cu bătaie lungă? În perspectivă? Da, dar noi nu suntem prea nevinovați.
Anul ăsta sunt 90%, la anul credeți că vor fi tot 90%? Depinde de mine. Da, da. Sigur. Dacă voi mai permite profesorilor de religie mediocri să predea, corect, vom fi 50. Da. Credeți că ne-am trezit acum? Ar trebui. Nu se poate. Ne vom mobiliza? Deci nu se poate, nu ce au spus ei, că te mănâncă iadul, nu știu ce. Nu. Nivelul de cunoștințe și nivelul pedagogic foarte scăzut. Ideea, domnule, să nu fie preotul acolo, ci că sunt 130 de preoți în toată România care predau religie. Da, sunt puțin. Domnule, nu mai sunt preoți. Foarte bine. Dar tu îmi bagi toate ciurucurile de la teologie, mi le bagi în școală? Care el diploma? Păi dacă ai văzut în primul semestru, în al doilea, în primul an, în al doilea an, că el e cum e, ai avut reclamații, ai avut inspector la fiecare județ, păi de ce-l mai ții? În condițiile în care tu poți da anual binecuvântarea sau retrage binecuvântarea dacă nu e competent? Păi sigur, dar Cernea a avut o mare șansă el la viața lui acum. Că el n-a fost în Franța. Că dacă era în Franța, îl mitraliau aia pe loc. Da. De la asta, el trebuie să știe cât îl iubește poporul român pe el. Îl iubește în moment ce l-a lăsat în banii lui. Îl și plătim cu banii noștri. Și pe ăla, și pe ăsta-laltul, și alții. Plătim banii publici. Părinte Nicule, dacă îmi găduiți, și aici ne confruntăm cu același aspect de care am vorbit mai devreme. Nivelul de moralitate al cetățeanului, al românului. Să știți că acei 10% care n-au împlinit un alt procentul la 100%, aici se încadrează nu numai ateii, nu numai cei care sunt de alte confesiuni, ci și cei care din neglijență nu s-au dus să opteze pentru pruncul lui, pentru copilul lui, să facă oră de religie. Ce, lasă-mă că nu-i problemă, lasă că mă duc și a trecut termenul. Eu sunt convins că și acolo este un ceva. Sunt foarte puțin, părinte Mihai. Puțin, dar puțin așa sunt cei care au copii, părinte nu se gândesc. Asta s-a mis. Inclusiv, da, școala e închisă la ora respectivă și eu vin la Eu încerc să vă spun că eu tind să cred totuși că acei 20% ne dă încurajare. Și anume, a fost un test. A arătat celor care sunt rău intenționați că iată totuși sunt 90%, deci este o mare majoritate, nu e ca la Parlament 50+1. Și asta spune ceva. Adică, domnule, există printre noi și de aceea, din aceia care se declară 90%. La 10% sunt religii. Și asta zic, nu știu. Eu zic că sunt 100%. Dar nu sunt și așa, deci nu de 10% sunt cei care au neglijat. Părinte Nicolae, vă mulțumim la Goștroviți și permite să ne facem și o poză de grup jos, în curte. Și apoi să ne eliberați. Unde vă duceți? Spre București. Spre căștile noastre. V-ați spus că nu vă place București. Așa e. Suntem nevoi. Dar nu știți că am mai sunt obligați. Suntem sadici. Facem ce nu ne place. Da. Am înțeles. Eu cred așa. Că precum Sfântul Teodor a rezolvat problema cu coliva și a zis nu mâncați decât greu fiert, tot așa dă Dumnezeu putere și în București. Amin. Adică te ține acolo, e nevoie de tine acolo, poluarea nu te afectează, mâncarea nu, zgomotele alea nu. Adică Dumnezeu vine și pune umărul pentru omul în situația. Ca la Părintele Argatul. I-a tunat călugărul de lângă care era travestit. Securist, te-a tunat țeanul de poate când l-a întors capul, zice, frate, te cheamă la bucătărie. Care? Unde? Păi mi s-a părut că a zis că tu ești de rând la cartof. Nu știu, înseamnă mi s-a părut mie. Și în momentul în care Argatul a dus lingura la gură, a simțit, pentru că a mea totuși, eu de la Dumnezeu. Și a binecuvântat lingura, a zis, Doamne, dacă aceasta este crana pe care Tu ai îngăduit să fie a mea, facă-se voia Ta. Și când a băgat lingura în gură, ăla de alături a căzut mort otrăvit. Deci anura care era lingura lui Argatul. Argatul l-am avut pentru a avut duhovnic. Deci, așa lucrează Dumnezeu, apropo de ce a spus Sfinția voastră. Dumnezeu să ne întărească și să se facă... Când mai veniți la noi, Părinte Nicolae? Vă așteptăm la București. Mă chemați. Eu. Dar ce pui tu acolo pe internet e... Nebun, e curat. E continuu, e... E corrigiu. Lucrătură de oameni scântici. Să aveți timp să citiți. Hai, să ne uităm la televizor. Uite, Cristian Trubi se la planul.
luni seara. Vin o seara pe la două. Părinte, mă duc. Eu creaz de limon la Zbiza Găneasa, la Vasei, la Părintele Mihail. Da. Am fost, apropo de mai vin o seara pe la noi, da. Am fost la o conferință la un părinte numit Ciprian Grădinaru, la Namur, în Belgia. Și interesant ce a făcut părintele ăsta acolo. A reușit să adune aproape 300 de, de admirat români din Belgia, Olanda, Luxemburg, Franța, parte din ei, care pur și simplu vin cu tren. Da. Și cu mașini. Bine, tren acolo. Da. Că urci în tren. Da, da, face 200 de kilometri. Da, mă, dar tren e tren. Eu, adică cât fac eu de la... Da, la protoierie, la vine cu de la 200 de kilometri. Da. Da, să ne reușim să ne cunoaștem. Dumnezeu lucrează să tu n-ai văzut cum noi de acolo? Cineva face ulei presat la rece, noi ne ducem luăm. Avem la Constanța făină integrată la Curtea Buncovenească. Ne unim, acum vrem să învățăm să lucrăm pământul, să facem case din chirpici. E, părintele ăsta, apropo de asta, vrea să facă, ca și început, ceva pentru românii care rămân fără serviciu și cad în depresie, pur și simplu. Și a făcut terenuri, a închiriat și a făcut. Nu, păi aia, biseara pe anul. Da. Și... după ce s-a terminat conferința și așa, eu am mai fost cu un părinte acolo, și să mă ajute la un preot, să mă ajute la condus. N-a fost nevoie și s-a întâmplat că părintele a împlinit în duminica aia 50 de ani. Eu n-am știut. Părinte, uite, e ziua mea, am și eu 50 de ani, vreau să-ți dau o bere. Părinte, unde să-mi dai bere? Că aici e și mănăstire și așa. Lasă să-mi dai mâine. Nu. Mergem la Bruxelles, până la Bruxelles, 60 de kilometri. Eram obosiți, eram noaptea priveghere, cum a făcut părintele acolo. Nu și nu, am mers, hai la Bruxelles. Când am intrat în viață, frumos pe acolo, așa. Dar cum am intrat? Parcă era ceva pus la punct. Mai mult de 2000 de oameni erau acolo. Ionel, Ionelule, da. Unde suntem aici? Ne-am apropiat, ne-am apropiat, 8 țigani, când au dus-o? Lăutare. Țambal, lăutare, buton, lăutare, cântau tot, muzică românească, lăutare. Mozart, de toate, valsuri, tangouri, tot la rând. Și oamenii, acești peste 2000 de oameni, care, mă rog, se prelungeau, aruncau cu banii în ei. Bine, puțin bani, dar 2-3 euro, așa. Ce? Și la un moment dat, așa, stăteam așa și m-am uitat, bineînțeles că avem tot țigancă la mine, cu un copil atât, în brațe, ea mare de tot așa și cu fusta aia creață, părinte, dă-i și lui. Țiganca, dă-i și tu. Ce să vă dau? Păi, cât vreți să vă dau? 5 euro. Și mi-a dat. I-am dat și eu la copil 10. Țiganca, mai dai? Da, păi. Și mi-a dat 2. I-am dat și eu la copil 40. Țiganca, continuăm? Păi ea trebuia să-mi dea 80. Nu mă puteam opri, știți. Da. Ajunge, pă. Bun. În timpul ăsta cu țiganca, a venit poliția financiară, a oprit mașina în mijlocul mulțimii ăsta, un băiat și o fată, un polițist și o polițistă. Ăștia au oprit țambalul. Da. Ăsta cu țambalul, ăla de gât, așa, da. S-a dezbrăcat de haină, a întins haina, a pus țambalul și l-a acoperit. În momentul ăla, mulțimea asta a făcut toți.
că nu putea să facă ceva împotriva poliției. Și au dat pistoalele aici, l-au dus la țigări, a vorbit cu unul din ei, ăla a scos o hârtie, au citit ăștia, s-au dus la mașină, au vrut să plece, s-au dat jos, au venit, au cumpărat un CD la țigan de 20 de euro, aveau și un CD, așa, și-o plece. Au continuat, ăștia au aplaudat și la urmă am stat de vorbă cu țiganii. Ce arătam în hârtie? Avea o hârtie că poate să cânte 4 ore pe lună. Pe lună. Lună, odată pe lună. Și zic acum, și acum dacă a venit, nu mai pot să cânt la Bruxelles, trebuie să mă duc în altă oră. Și mai cânt și acolo 4 ore până mă prinde. Da. Dar de obicei ce nu ne prinde, nu ne la. Acum a fost aici. Și la Paris le dau autorizație pentru da. Niște locuri, dar în funcție de cât de priceput sunt. Da. M-au, cum e la noi, m-au adesat. Da. Dacă am fi noi așa, așa bine, sunt ei. Da. Și sunt ei. Sunt prezentioși. Nu facem într-un drag. Despre români. Eu îl dau cât vreși exact. Eu îl dau 5 de mâini. Asta era procedura. Facem așa. Dar eu dau 5 de mâini. Credere în Dumnezeu. Spuneau că se duc și dau și la biserica noastră, care e comunitate. E ceea ce creștini. Băi, de unde sunteți voi, măi? De la Onești. Așa. Zic că veniți în țară să veniți pe la mine. Nu, nu avem timp, părinte. Noi venim două zile în țară, de Crăciun și două de Paști. Păi de ce? Păi zice, cântăm. Cât sunteți aici? 22. Erau ăștia 8, era și cu măza și cu taxul și cu nevestele și cu copiii, nu-și 20. Și nu avem timp, părinte, noi trebuie să cântăm. Păi zice, măi, ia să văd cât a strâns. Și era că aduna banii de pe jos unul. A strânsese, nu știu, strânsese așa. Nu știu, mă de tiu gandă eu. E, cine știu? Probabil, da. Da. Bine, hai să mergem. Săruna! Mulțumim! Să ne facem o poștă jos!